care astăzi îl aveți și va fi înaintea noastră, de aici încolo, aș vrea ca toată viața voastră să fiți bucuroși. Și Domnul să vă dea această bucurie. Famenul a fost botezat și m-a dat, am stat și m-am gândit. O minune, omul a venit, l-a botezat și a dispărut. Pe vremurile alea. Nu știu, a fost un vântej, a fost ceva spectaculos, a fost ceva miraculos, nu știu, nu ne spune Biblia. A dispărut pur și simplu. A plecat. Nu l-a interesat. Spune că famenul și-a văzut bucuros de drum. În viață vor fi multe spectacole și lucruri minuni sau mai puțin minunate. Aș dori ca bucuria voastră să fie de plină. Domnul să vă binecuvinteze. Filipeni, capitolul 4, versetul 4. Doilea lucru pe care aș vrea să-l amintesc vouă astăzi aici și nouă credincioșilor tuturor este că trebuie să ai pace în inimă. Hristos te mântuie. Ai pace cu Hristos. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare parte. Și poate nu ai pace. Mai ești în biserică astăzi și nu ai pace. Iov, capitolul 22, versetul 21. Împrietenește-te cu Dumnezeu. Și vei avea pace. Te împrietenești cu prieteni și nu prea. Mai la urmă nu prea ai pace. Discutam cu Jună și spunea că a avut prieteni falși. Și a luat tot ce avea mai bun. Ce avea mai bun. I-a luat pace, i-a luat liniște, i-a luat tot. Iov, la un moment dat, atât de tulburat era și vorbește cu versetul acesta, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Atunci când vezi că lipsește pace, apropie-te și vei avea pace. Și ultimul gând, sau înaintea tuturor gândurilor, este întotdeauna, întotdeauna, să ai dragoste și să-L iubești pe Dumnezeu. Și cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 10, versetul 12, spune așa. Proverbe 10 cu 12. Îl afișez. Pentru voi care sunteți credincioși astăzi, sunteți membri ai bisericii noastre. Uitați ce spune versetul acesta. Ura stârnește certuri, dar dragostea acopere o greșeală. Două. Mâine, poimâine, răspoimâine, un an de pocăință, 10 ani, 20 de ani, acopere toate greșelile. Ai bucurie, ai pace și ai dragoste cu Dumnezeu. Și doresc de toată inima ca Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Și El să ne binecuvânteze toată inima. Amin. Rămânem așa.